În ajunul Crăciunului, Ștefan Vuza, președintele și directorul general al Chim Complex Borzești, a organizat un bal alchimiștilor de la Onești, ca o recunoaștere, dar și ca o premiere a celor mai buni dintre ei. La eveniment a fost prezent și primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, care a venit însoțit de soție, dar și fostul ministru și deputat Valerian Vreme. Un eveniment similar a avut loc și la Râmnicu Vâlcea, semn că în vremuri tulburi se strâng rândurile și oamenii se motivează pentru a da tot ce e mai bun. În cadrul premierii, Ștefan Vuza a ținut să mulțumească tuturor celor care s-au mobilizat, dar a făcut și o analiză a ultimilor ani cu plusuri și minusuri pentru Chim Complex Borzești. Mai multe în minutele următoare. Dragi colegi, sărbătorim astăzi 4 ani de când cele două platforme sunt împreună. În decembrie anul viitor vom face 5 și vom marca acest eveniment excepțional din istoria chimiei românești, așa cum se cuvine tot în seara balului de Crăciun, prin a recunoaște încă o dată meritele prin muncă și dedicare a eroilor acestei tranzacții unice și spectaculoase. Și vă rog să vedeți pe fundal un prim montaj cu momentele și eroii ei de peste an și până atunci să trecem în revistă ceea ce s-a scurs. Primul an, 2019, a fost un an greu, cu tensiuni venite din criza prețurilor foarte joase ale industriei chimice europene, dar am rezistat presiunilor uriașe venite din partea băncilor finanțatoare, care doreau chiar să-și execute, dar am rezistat și în plan paralel, îndepărtând managere cu agende duble dintre noi și astfel am reușit să trecem cu bine peste cel mai dificil an de până în prezent. Vă invitam în mesajul meu de final de an, acesta este altul, al cincilea, să oferiți în anul care vine, deci în 2020, din ceea ce ați primit. Dacă ai bani, să oferi bani, dacă ai timp, să oferi timp și dacă ai energie, să oferi celor care sunt la pământ. Și cred că o parte dintre voi ați făcut-o, o mică parte, dar e important că a existat și aceasta. A urmat anul 2020, care ne-a forțat pe toți să trăim de parcă ar putea fi ultimele noastre zile de viață. Unii s-au înfricoșat, alții cu serenitate au trecut să-și vadă de viața lor, iar eu mă aflu printre aceștia. Această criză COVID pe mine nu m-a influențat cu nimic și probabil și voi încetul cu încetul să vă dați seama că nu a fost decât o exagerare, dar respect opinia fiecăruia dintre noi vis-a-vis de un eveniment major și nu trebuie să o comentăm. Iar pe mulți acest eveniment i-a făcut să fie prezenți, adică să trăim viața cât mai în prezent și respectând pe fiecare din jur. Scriam atunci referitor la reacția fiecăruia în fața crizei sanitare, că toată lumea are dreptate și argumentam cu reacții că reacțiile noastre, a fiecare dintre noi, vin din vechi setări și din trăiri alături de familie sau de cei care sunt relevanți în viața noastră. Iar reacția este una subiectivă, personală, iar ca urmare trebuie să o respectăm. Vă doream atunci să ne deschide mai mult așadar. Indiferent de opinie și de reacțiile noastre, să ne străduim și să fim din ce în ce mai prezenți în viețile noastre, fără a ne rupe de ceilalți. Eu vă spun că statistic sau psihologic, criza aceasta COVID a dus ca oamenii să fie mai gri, mai cenușii, mai puțin sociabili, mai refractari și acest eveniment, cât și alte care vor urma, doresc să ne revenim, să devenim o echipă, să avem încredere mai mult unul în alții și să nu mai fim individualiști. Poate că reușim, sigur o să și reușim, dar e o chestie de timp, poate că să reușim mai devreme, în 1-2 ani să fim absolut în echilibru și nu în 5-10 ani, așa cum s-a întâmplat și arată măsurătorile la criza identică sanitară, vorbim de gripa din Spania, unde, datorită ei, a încetat și războiul. Am mai mulți oameni în acea gripă decât în război și societatea a fost la fel bulversată. Suntem în pline măsurători, nu mai avem aceeași deschidere, aceeași atitudine, aceeași efervescență ca înainte de această criză sanitară. Indiferent cum a fost ea, reală, multiplicată, falsă, nu contează, important e hai să fim maturi și să ne întoarcem spre obișnuințele noastre sănătoase, să petrecem, să muncim, să ne dăruim. A urmat anul 2021, unde ați demonstrat concentrare, determinare, ați depus un ofer creativ contratimp pentru a planifica și a produce, apoi pentru a construi proiectele într-un mediu complex,
Am lucrat într-o perioadă de provocări fără precedent în istoria recentă și am reușit să avem producții record, achitându-ne toate creditele externe cu toate dobânzile împovărătoare care le-am avut. Intuiția liderului a fost încă o dată dovedită și argumentez, n-a fost nicio bancă în România care să uite la cifre. Uite, domnule, vezi că aici sunt profituri încât eu pot să-ți plătesc ție dublu dobânda și ai luat cel mare premiu. N-a fost nicio bancă, pentru că în bănci nu sunt oameni de bănci, sunt oameni care dau doar credite pe apartamente. La Londra, 84 de fonduri de investiții au zis, e un proiect extraordinar. Pe locul 2, liderul chiar vrea să lucreze, adică nu este superficial și chiar m-au analizat și au zis, uite că tu vii cu Wizz Air la aeroport second hand și nu ai aroganțe și pentru asta vrem să îți dăm banii, dar am cerut dobândă de 10 ori mai mare, pentru că proiectul ține apă, lasă-mă puțin, te rog, imediat. Și am plătit toate aceste dobânzi foarte mari în anul 2021, adică toți banii care i-am produs în acei ani s-au dus. Dar e bine că s-a întâmplat și asta, pentru că acum, dacă noi, King Complex, dorim să luăm un credit și s-a făcut și evaluarea, cum se zice, valoarea în aur, adică greutatea ta în aur, dacă noi avem proiecte până la 2,2 miliarde de euro, imediat banii se dau. De ce? Pentru că nu mai sunt lideri, pentru că nu mai sunt proiecte, pentru că sunt foarte mulți bani pe piață și atunci provocarea care avem în anul viitor, de asta îmi permit să vă țin mai mult, 10-20 de minute, este de a găsi împreună noi direcții, noi soluții, iar ceea ce trăim astăzi și cu ce ne-am obișnuit să lăsăm pe locul 2, că fără viitor, prezentul nu ne va satisface. V-am surprins în acest an 2021, cred că plăcut când am decis să acordăm tuturor o primă neașteptată de 3.000 de lei. Și vă scriam. Dacă ai mai mult decât este necesar, atunci nu fă un gard mai înalt, ci fă o masă mai mare. Și cred că a fost un lucru bun, am primit câteva feedback-uri. Acum, în acest an, oferim mai mult decât 3.000 de lei, acești 4.000 de lei, dar prin forme moderne, cum sunt acțiunile pe care le puteți lichefia, o să vedeți că anumiți brokeri pot mai devreme, dar noi nu intrăm în acest joc, dar conform legii în 12 luni, pentru că ăsta este și rolul lor, de a te fideliza, la anul primiți și mai multe acțiuni, în celălalt an, iar cu încă 20%, încât să aparținem de un grup și să putem, dacă ne dăm viața, sănătatea, nu numai forța de muncă, aici atunci să fim și recompensați. Însă, cei care sunt doar traseiști, vânători de recompense, nu pot beneficia de această metodă de plată pe care Banca Transilvania o aplică de peste 10 ani. Deci, haideți să mergem, chiar am vorbit și acum cu domnul primar, al doilea instrument sunt tichetele de vacanță, sunt foarte multe restaurante, nu trebuie să ne temem aici, în Onești, ci oriunde doriți, în care ele pot fi imediat lichefiate. Deci primiți și aceste etichete de vacanță, care înseamnă să mergeți la o masă, la restaurantul acesta sau oricare vă doriți, să mergeți la un hotel, să mergeți oriunde, sunt peste 2.000 de lei, înțelegând că taxele le plătim noi dincolo de acești 2.000 de lei pe care vi-i oferim pentru a vă bucura dumneavoastră și familia dumneavoastră de ceva în plus. Îmi cer scuze pentru cei care doreau totul să fie cash, dar o să vedeți că dacă doriți să fie cash, atunci 2.000 se transformă în cash doar 800 de lei, că restul sunt taxe. Și cred că decât să iei 800 de lei cash, mai bine zici, hai că iau eu 2.000 și sigur o să mă bucur de ei cu copiii sau cu soția sau cu fratele, cu mai mult. Aceasta este o parte din ceea ce poate să facă compania și să recunoască meritele pentru acest an. Încheiem acum anul 2022, mai am încă două pagini, și suntem în pragul 2023, care va fi un an interesant și impredictibil, în care va trebui să găsim soluții rapide, să implementăm proiecte propuse și să valorificăm schimbările de trenduri din economia zonei și mai ales să învingem cultura organizațională în care gradul de implicare este foarte scăzut. Deci cele două mesaje pentru 2023 care aș dori să rămână, mai multe ar fi de zis, dar măcar două, este că cultura organizațională la noi încă suferă, oamenii nu se implică și poate prin astfel de comunicări și încă 10, am vorbit și cu sindicatul astăzi,
Au zis că oamenii încep să se implice și am zis nu e suficient, trebuie sute de comunicări, că oamenii doresc, până la urmă ei își fac bine lor. Haideți să ne implicăm, să găsim acele resurse, să trăim mai bine prin a reduce risipa sau prin a mări veniturile din noi idei de afaceri. Vreau să vedem dacă poți. La mulți ani, King Complex! Seara de bal a chimiștilor oneșteni s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii.